acum pot vedea surpriza? Sigur, Papicorn! O piatră? Nu, nu aia e surpriza! Asta e! O petrecere? La mulți ani, surioară? Nu, aiuritule, e petrecerea ta! Petrecerea mea! Fii atent, ai toate lucrurile tale preferate. O super rampă. La mulți ani, Papicorn! O pâinile de ciocolată în forma capului tău. La mulți ani! Și preferatul meu, un castel gonflabil în care poți face super sărituri. Wow! Surioară, ăsta e cel mai grozav cadou! Și încă nu ai văzut marea surpriză. Iată, tortul de ziua ta! Și în vârf i-am pus o lumânare specială. Când sufli în ea, poți să-ți pui o dorință. Serios? Poți să-ți dorești orice vrei. Orice? Orice! Orice? Orice! E legea nescrisă a zilelor de naștere. Atunci îmi doresc... Nu, 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 Papicorn! Nu poți spune cu voce tare. Dar tot ce-mi doresc e... Dar eu... Dacă spui dorința cu voce tare, nu se va îndeplini. Asta este o altă lege nescrisă. Și acum să petrecem! Am invitat tot regatul! Stai, tot regatul? Mai, 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 Brock! Asta numesc eu petrecere! Maestrul Fraun e un nesuferit! De ce l-ai invitat? Ar fi fost nepoliticos să nu-l invit! Gustări! Petrecerea asta e explozivă! Privește, surioară! Îmi distruge petrecerea! Vrei să te scapi de el? Nu, azi nu! Cum dorești! Trebuie doar să-l facem să se simtă ca acasă! Mai vreau! Salut, maestre Fraun! Mulțumesc că ai acceptat invitația la petrecerea lui Papicorn! Cu plăcere! E minunat! Tocmai s-a mai scurs un an din viața ta! Eu nu m-am gândit la asta până acum! Îmbătrânești! În curând va trebui să te angajezi! N-o să mai ai timp de joacă! Serios? O, da! Și într-o zi, totul se va sfârși! La mulți ani! Zilele de naștere sunt praznice! Maestre Fraun, nu a fost drăguț din partea ta să ne voi uită să fac ceva ce nu am mai făcut până acum. Te voi ruga frumos să pleci! Frumos! Bine, bine, am priceput. Ieșirea e pe aici, voi pleca în curând. Dar nu înainte să iau asta. Dorința mea! Hei, nu-i poți lua dorința? Uite că pot! Uși! Brock, hai să mergem! La mulți ani! Nu! Mulțumesc pentru dorință, aiuriților! Pa! Oh, nu! Acum nu mai pot pune dorința specială! Îmi doream ceva foarte dulce și strălucitor și... Nu îți roți dorința încă, frățioare? Toți au dreptul la o dorință de ziua lor. E legea nescrisă a zilelor de naștere. Serios? Serios! Îl vom prinde pe maestrul Fraun și îți vom recupera dorința. Dar eu, Nikiti, probabil că deja e pe drum spre Frauntown. Frauntown? Da, Frauntown. Cel mai trist loc din întreaga lume. Atmosfera va fi foarte tristă acolo, așa că v-am ajustat puțin vehiculele pentru astfel de situații de urgență. Mersi, Dr. Fox! Copa sus, frățioare! Avem o lumânare de salvat! Brock, e momentul! Ține lumânarea, vreau să-mi pun dorința! Aș face-o dacă nu ar trebui să spăl vasele tale? Sunt maestrul Fraun, nu vreau să spăl vase, vreau să-mi pun dorințe! E rândul tău să spăl vasele, amice? Eu încerc să pregătesc mâncarea și nu am farfurii, nu am vase! Cum ar trebui să fierb apa? Ajută-mă să-mi pun dorința și apoi spăl vasele! Nici când, amice! Tu ai gătit pastele cu brânză de aseară! Au fost niște paste reușite! Da, așa e! Dar tu tot trebuie să speli vasele! Fie! Spăl vasele și apoi îmi pun dorința! Bine! Locul ăsta e groaznic! Da! Oamenii mănâncă singuri! Și sunt blocați în trafic! Și la cinema merg toți singuri! Sunt atât de nefericiți! Eu nu! Mă gândesc în continuu la dorința mea! Va fi incredibilă! Am să-mi doresc o nouă! De bună idee! Gândește-te la dorință și țin o secretă! Așa-i, dorința secretă! Nu pot să cred că în sfârșit e ziua mea! Sigur e în regulă că luăm o pauză de la burghiu?
Peridot se asigură că respectăm programul. Hei, Perry! Ești sigură că nu vrei să participi și tu? Ar trebui să ne sărbătorim realizările. Ar trebui să sărbătorim realizările tale. Ai crescut mult în anul ăsta. Fără îndoială. Da, da, presupun. Steven! Connie! La mulți ani! Mersi, bine ai venit la petrecere. Pot să-ți ofer o rocoritoare? Oh, Steven, ce amabil. Click! Deci ăsta e hambarul. Mă mir că te lasă părinții să rămâi peste weekend. Nu a fost ușor. M-au lăsat să vin doar după ce m-au echipat corespunzător. Ce ar trebui să fac cu defibrilatorul ăsta? Cred că îl putem lăsa în mașină. Păi, mă bucur că ai venit. Și eu. Bine, fă-m loc, Connie. Eu am fost primului prieten. La mulți ani! Bine, amice, ia să mă uit la tine. Tată! Scuze, dar nu vine să cred că băiețelul meu crește așa repede. Parcă mai ieri erai un bebe și acum împlinești 14 ani. Steven, ai 14 ani? Da. Dar eu am doar 12 ani și 3 sferturi. Ești mai mare ca mine? Nu vine să cred. Păi sigur, ia uite. Să vedem, deci avem nou născut, bebelușu, copilul, cum se zice, adolescentul, adolescent. Hei, se pare că ai stagnat ceva în etapa asta, amice. Domnule Univers, pot să vă arăt cum funcționează defibrilatorul? Sigur. Vin imediat, amice. Deci el nu o să mai crească? Păi, e greu de spus. E nestemată și ele nu prea îmbătrânesc. Adică, le știu pe nestemate de la 22 de ani și nu s-au prea schimbat. Ele rămân așa cum sunt. Dar Steven e o nestemată specială. E jumătate om. Deci... nu știu sigur cum va evolua. Va trebui să așteptăm să vedem. Da, înțeleg. Ești bine? Da, da. Ființe umane? Ființe umane. Hei, sărbătoritule! Ce faci aici? Vreau să pun bannerul ăsta aici. Amice, e mai simplu dacă te lungești așa. Ce zici? A, da... Haide, care-i verdictul? Nu pot ține asta o veșnicie. A, arată grozav. Uite-l pe sărbătoritul meu. Care-i treaba, tată? Suntem aproape gata să începem. Am pregătit pelerina și coroana de sărbătorit. Uite, pune-le și așteaptă în hambar. Bine, fii pregătit. O să-ți placă asta. Steven, te simți bine? Ha, arăți bine, Steven. Oh, mersi, grălat. Amice, gâtul tău. Oh, ce e cu el? Ai și tu gât! Deci, ai crescut așa, dintr-o dată? Acum am avut un impuls magic de creștere. Tare, nu? Oh, da, este foarte tare. În regulă atunci, hai să începem petrecerea. Da, hai să mâncăm tortul ăsta. Poftim, Steven. Hei, mersi. Nu trebuie să desfaci asta. E doar o cutie făcută să pară că am stat mult timp să împachetez. Oh, o cămașă nouă. Ce culoare frumoasă. Probează-o. Oh, se pare că nu-ți vine de când. Oh, nicio problemă, se potrivește perfect. Am servit. A mea e perlă. Bine, Connie. Tu ai lovit, tu o aduci. Nici o grijă, o aduc eu. Lasă-mă pe mine. Oh, super, mersi, Steven. Nici o problemă, Connie. Hei, adu-l apoi putrașul ăla.